Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună pateu din ficat de pui, făcut în casă, o rețetă ușoară, delicioasă și mult mai sănătoasă decât ceea ce găsim în comerț. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de ficat de pui, 3 cepe tocate, 100 de grame de unt, o legătură de pătrunjel, 100 de ml de smântână lichidă, 5 linguri de ulei, puțină sare, 3 căței de usturoi și o linguriță de cimbru tocat. Voi începe rețeta de pateu cu o tigaie pe care am pus-o pe foc, la foc mediu, în care voi pune ulei și câteva cuburi de unt din cele 100 de grame de unt pe care le-am avut la ingrediente. Voi lăsa untul să se topească. Puteți pune doar unt, dar aveți grijă să nu se ardă, pentru că untul se arde foarte ușor. Voi pune apoi și ficatul de pui pe care l-am spălat și l-am curățat. Atunci când curățați ficatul, aveți grijă la fiere. Fierea arată ca o punguță de culoare verde și trebuie îndepărtată pentru că amărăște. Este foarte, foarte amară și va amărâ tot pateul. Voi lăsa ficatul să se prăjească ușor, astfel încât să schimbe culoarea. Am călit bine ficatul. Peste ficat voi pune ceapa. Usturoiul, cimbrul și voi amesteca. Și am să mai las totul să se călească bine, astfel încât ceapa să se moaie. Bineînțeles la foc mic și fiind atentă să nu se ardă. Ceapa este aproape gata. Voi adăuga și pătrunjelul tocat. Și îl voi căli și pe acesta puțin, pentru câteva minute, cât să nu mai rămână crud. Am călit bine ficatul și ceapa. Voi opri acum focul și voi lăsa ficatul să se răcorească pentru 5-10 minute, apoi îl voi transfera într-un bol curat și ne vom ocupa de ultima parte a rețetei. După ce s-a răcorit puțin ficatul, voi pune peste el sare, puține ierburi de Provence, dacă nu vă plac le puteți omite, nu este obligatoriu să le puneți. Voi pune și restul de unt. Untul este la temperatura camerei. Voi pune și puțin din smântână dulce. Nu am să o pun pe toată deocamdată, decât cât este nevoie. Am să adaug ulterior dacă va mai fi nevoie. Și cu ajutorul unui mixer vertical, voi face pastă toată această compoziție pentru a obține pateul. Am terminat de mixat pateul. Mi-a ieșit o consistență destul de moale. Pateul nu trebuie să fie foarte, foarte tare pentru că el va merge la frigider și se va întări oricum. Am folosit cam 50 de ml din cantitatea totală de smântână. Bineînțeles că puteți pune mai multă dacă vreți pentru a obține un pateu și un pic mai lichid, care, după cum am spus, se va întări în frigider. Urmează să-l ținem peste noapte și urmează să fie consumat a doua zi când este deja tare. Aceasta este rețeta mea de pateu din ficat de pui. Ați văzut și voi cât de ușor este de preparat. Vă asigur că este și foarte bun și merită făcut în casă. Este nemaipomenit ca mic dejun, ca aperitiv sau ca gustar. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună și pentru mai multe rețete vă invit să accesați linkurile afișate pe ecran. La revedere!